44 de case și apartamente s-au vândut în 2020 în zona Chiajna-Dudu-Roșu, lângă București. Asta arată datele Institutului Național de Statistică. În realitate, însă, într-un an, în cartierul dormitor au loc mii de tranzacții imobiliare. Infrastructura rutieră e complet depășită. Dimineața durează o oră să ieși din cartier, iar seara traficul pe centura Bucureștiului e complet blocat din cauza barierei CFR de la intrarea în comună. Rețeaua de apă e subdimensionată și microcartiere întregi nu sunt legate la canalizare. Probleme sunt la tot pasul, doar autoritățile cumva nu le văd. Bine ați venit în cel mai mare cartier rezidențial la doar 4 km de București. Aproape 60.000 de oameni care locuiesc acum aici au fost întâmpinați așa de dezvoltatori. Este un cartier jalnic. E un coșmar. Aici. E un coșmar, exact. Blocuri pestrițe, mai mari sau mai mici, construcții în scara pisicii, case alandala printre blocuri. Am construit o casă în mijlocul câmpului și m-am înconjurat de blocuri. Sunt în dezvoltare multe apartamente, cu zecile de mii. Dezvoltatorii profită de legislație, își iau loturi apropiate și își dau singuri acorduri de construcție. E un mix de fii. Cetățean, primărie, legi. Pentru mulți, calvarul începe de când ies din scara blocului. Doar două străzi preiau un flux de câteva mii de mașini. Este ora 8 dimineața și așa își încep ziua locuitorii celui mai mare cartier din Chiajna. Pentru o porțiune de mai puțin de 1,5 km, practic până la ieșirea din complex, șoferii petrec la începutul zilei 30, poate 40 de minute în trafic. Cât durează să ieșiți din cartier? Peste jumătate de oră. E haos aici așa? Mare. Și să vedeți la intrare, 10 minute pe un drum de 800 de metri. Cum e cu autobuzul prin cartierul ăsta așa aparte? Dezastru. Mulți au aici doar gaze și curent electric. În loc de canalizare au fosă și în loc de rețea de apă, puț, fără școli, spitale sau parcuri. Unii au asfalt, alții noroaie. Trotuarele și spațiile verzi nu există, pentru că doar acolo mai este loc pentru mașini. Nu este construit nici măcar un loc legal de parcare. Tot ce este construit aici este pur și simplu pe spațiu care trebuia să fie considerat spațiu verde. Alea este foarte îngustă, da, pentru că dezvoltatorul așa și-a dat singura autorizare. La câți metri sunt aici? 5 metri. Nu cum intră pe aici mașina de pompieri, de exemplu? Nu are cum să intre. Calitatea execuției pe care o avem aici, deci nimic nu e blocul crăpat. Are 3 ani blocul și de un an e așa crăpat, dezvoltatorul spune că nu e de vina lui. O problemă nu vine niciodată singură. Fosele sunt rețetă sigură pentru igrasie la demisol. A început cu umezeală, se vedea peretele ud. Pe urmă, în câteva zile a început să apară un mucegai alb, după care a început să crească umezeala, să îngălbenească. Și mi-am dat seama că e jalea. Viorel a cumpărat apartamentul în 2019 cu 30.000 de euro. Acum ar vrea să lase totul și să plece. Wow! Nu ai cum să vinzi, că trebuie să păcălești pe cineva, să se muteci. Asta se. Ironic, imensul cartier se poate lăuda cu sute de saloane de înfrumusețare, câte unul la aproape fiecare parter de bloc. E o zonă unde stau foarte multe fete care se ocupă de gen videochat și chestii de genul ăsta. Nu mai trebuie canalizare și drum public și parcare, ne trebuie saloane. Multe saloane și nicio școală. Cele două unități de învățământ din comună sunt insuficiente. De ani de zile, copiii din Chiajna învață în București. Se caută pe internet un om care are disponibilitate, să achită o taxă, se merge, se pune viza de flotant și acolo fiecare își duce copilul. Peste 7600 de vize de flotant au fost emise în sectorul 6 anul trecut. Acolo au ajuns majoritatea copiilor din Chiajna. Dacă unici regretă acum decizia de a se muta în Chiajna, alții au plătit 10.000 de euro pe apartamente în care nici nu au mai putut să se mute. 200 de oameni se plâng că au fost păcăliți de un dezvoltator care le-a luat banii și dus a fost. 31.000 de euro. Am plătit totul integral pentru că ni s-a făcut o reducere oarecum dacă dăm toți banii cash înainte. În 2020 n-am mai lucrat. Banii noștri au fost folosiți pentru... A terminat alte proiecte. Oamenii spun că totul a fost premeditat.
A dat termene tuturor în funcție de cum a putut să-i păcălească atunci, în fața notarului. Ne-au cerut prețuri diferite. De exemplu, eu am plătit 30.000, altul a plătit 33.000, altul a plătit 25.000 pe aceiași metri pătrați utili. Conform păgubiților, pare că dezvoltatorii fac legea și tot ei o încalcă. Am vrut să vedem ce are de spus primăria despre problemele din Chiajna. Mircea Minea este primar din 1996. Practic, semnătura lui este pe mai tot ce s-a construit în comuna cu pretenții de oraș. Ce legătură are primăria? Nu știu ce legătură are, nu știu. Da, viceprimar? Domnul vice este pe rând. Da, domnul arhitect șef? Domnul Rareș? Rareș? Nu, dar nici nu trebuie. Nu putem să vorbim cu dumneavoastră deloc? Vorbiți că avem ofițer de presă. Da. Știu, nu, da. Nu cred că e specializat ofițerul de presă în urbanism. Nu am trimitere. Două ore mai târziu reușim să dăm de primar la telefon. Rezolve cu dezvoltatorii, nu cu primăria are treaba ei. Noi avem drumurile publice care este în sarcina noastră, restul dezvoltatorii sunt proprietari pe terenurile lor. Au canalizare, au tot. Au put și fosă septică, n-au canalizare. Nu, păi, dar nu vor să se branșeze. Domnișoară. În final am vorbit cu purtătorul de cuvânt. Toate imobilele din comuna Chiajna sunt construite legal. Cei care se simt nedreptățiți și au senzația că s-a făcut ceva ilegal, se pot adresa justiției, fără niciun fel de problemă. Până acum nu am primit datele solicitate de la primăria Chiajna cu privire la câți oameni au depus cereri de branșare la canalizare, ori câte autorizații de construcție s-au emis în cel mai mare cartier rezidențial de la marginea capitalei.